Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Membrii Consiliului Local al municipiului Reghin au participat astăzi, 9 mai, la sediul primăriei, la ședință extraordinară. Ordinea de zi a cuprins un singur punct, proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Bourg-la-Reine din Franța, în perioada 10-14 iunie 2016, proiect care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Continuăm știrile. Dacă e a doua duminică a lunii mai, e mai fest la Reghin. Evenimentul tradițional al sașilor din zonă a reunit și de această dată sute de etnici sași, maghiari, dar și români, care au marcat astfel mai multe sărbători la un loc: Ziua Mamei, Sărbătoarea Școlii și Renașterea Naturii. După slujba religioasă de la Biserica Evanghelică, alaiul, în acordurile fanfarei municipiului, a defilat până la Pădurea Rotundă, unde a avut loc un spectacol artistic susținut de copii și ansambluri de dansuri populare. Forumul Democrat al Germanilor Reghin și Biserica Evanghelică, sprijinită de administrația locală, au organizat duminică 8 mai o nouă ediție a evenimentului tradițional Maifest, specific comunității săsești din zona noastră. Ca de fiecare dată, s-au marcat Ziua Mamei, Sărbătoarea Școlii și Renașterea Naturii. Sute de sași, maghiari și români au fost prezenți. Totul a început cu slujba religioasă de la biserică și a continuat la Pădurea Rotundă. Bate soarele și ține cu noi tot timpul, am impresie foarte bună despre reușita acestuia, pentru că copiii s-au pregătit în program, avem și echipe de seniori dansatori, atât maghiare cât și române, și ca număr, parcă an de an crește numărul. Așa am eu impresia, dar biserica a fost plină, deci sunt mulți. Sunt și invitați din afara țării, au reușit să ajungă? Da, deci... Sunt în jur de 10-12 oaspeți, 4 preoți pe care i-am întâlnit și le-am strâns mâna, au binecuvântat această sărbare și eu zic că este o reușită. Ne pare bine că putem din nou să sărbăm aici la Pădurea Rotundă. După cum știți că anul trecut nu s-a putut și am ținut în centrul Reghinului, Parcul Central, dar aici totuși suntem mai fericiți în natură și este locul tradițional și așa a fost părerea tuturor să reluăm să serbare aici sus la Pădurea Rotundă și aș dori să mulțumesc tuturor care au făcut posibil acest lucru, primăriei, hotelului Forumului German și toți care au contribuit să reușim să facem un astfel de mai fest frumos. De când, să știi, Reghinul, sașii au organizat bucuria reînvierii naturii prin această sărbătoare care coincide și cu mai fest și cu Ziua Mamelor și a fost, de fapt, o plăcere a sașilor de a ieși în natură. Din cele mai vechi timpuri, să știi, că aici, la Pădurea Rotundă, pe acea platformă, aveau loc așa chermeze populare. Copiii prezentau concursuri școlare, prezentau dansuri populare și era, de fapt, cum am spus, o bucurie de a intra în natura care a reînviat. În acordurile fanfarei municipiului, alaiul a defilat pe străzile municipiului până la Pădurea Rotundă, unde a urmat un spectacol susținut de copii și ansambluri de dansuri populare. Încercăm să mobilizăm oamenii și ne bucură foarte tare faptul că și de data aceasta biserica noastră a fost arhiplină, cred că ați observat, și într-adevăr trebuie să mulțumim conaționalilor noștri, români și maghiari, care prin faptul că au copii la școala germană participă efectiv cu trup și suflet la această sărbătoare. Oficialitățile au fost și de această dată prezente pentru a marca alături de comunitatea reghineană una dintre cele mai renumite și îndrăgite sărbători de peste an. De la an la an capătă amploare mai mare, ceea ce înseamnă că populația municipiului Reghin este interesată și participă cu drag fără să fie impus acest lucru și pentru că Dumnezeu a ținut cu noi și este soare, demonstrează încă o dată că este bine primit acest eveniment fiind ziua
mamei ziua primăverii și natura a înflorit alături de sufletele copiilor minunați care au fost implicați și care vor fi în organizarea acestui eveniment. Iar faptul că avem invitați de onoare din Germania și din Austria, asta înseamnă că Reghinul este apreciat pentru ceea ce face și pentru comunitatea săsească, fiind strâns legată de istoria municipiului Reghin, este obligația administrației locale să trateze cu foarte multă responsabilitate orice eveniment care vine din partea minorităților și care în istoria noastră odată au fost majoritari în municipiul Reghin. Spectacolul de la Pădurea Rotundă i-a adus pe scenă pe copilașii de la grădinițele cu predare în limba germană, pe școlarii de la aceeași secție, dar și grupuri de dansatori din zonă. 27 de cetățeni adulți și 4 copii au răspuns apelului făcut de un grup de reghineni de colectare a gunoiului împrăștiat la marginea pădurii de Tradului. Acțiunea de igienizare a avut loc în Reghin sâmbătă, 7 mai. Voluntarii au muncit aproximativ 2 ore și jumătate, timp în care au adunat 3 remorci de resturi menajere abandonate pe spațiul verde. În ajutor le-au venit administrația locală din Batoș și RAGCL Reghin. Hai la pădure! Acesta a fost îndemnul sub care un grup de reghineni a organizat sâmbătă de 7 mai o acțiune de colectare a deșeurilor de la marginea pădurii de Dradului. Cetățenii au avut această idee după ce, în timpul unei plimbări cu familiile, au constatat că liziera pădurii este plină de gunoaie aruncate de oameni nepăsători, așa că au încercat să mobilizeze cât mai multe persoane dornice să igienizeze zona. Iar iubitorii de natură n-au întârziat să-și facă apariția. La campanie au luat parte și colegii noștri Ovidiu Ilisan și Gal Botond. Păi acum vă dezvălui secretul meu, că tot timpul am fost cu emoții. Oare va ieși ceva, oare nu iese. No, e bine ceea ce vedem. Chiar îmi pare bine că suntem cât suntem și mulțumesc foarte mult pe calea asta celor care sunt prezenți. Văd că totuși suntem câțiva cărora ne pasă. Cât de important să conștientizăm cât de importantă este natura și întreținerea unui mediu curat ca să ne putem bucura și noi și generațiile următoare? Asta depinde de noi. De ce oameni suntem? Dacă mie îmi place să ies la pădure și să văd ceea ce s-a văzut aici, atunci înseamnă că nu e important. În schimb, dacă ești puțin altfel, ești puțin spre normal, atunci e foarte important acest fapt. Chiar nu mă așteptam la atâta lume să se adune și mă gândeam numai așa prieteni, câțiva o să se adune, dar nu. Sunt și oameni necunoscuți pe care nici nu i-am văzut în Reghin. Chiar mă bucur că lumea totuși a reacționat la acțiunea aceasta. E un prim pas, poate să fie un început al unor acțiuni permanente de acest gen pentru copiii noștri, pentru a se bucura și ei în anii care urmează de natura care o avem? Da, chiar ne-am gândit că dacă treaba asta iese din prima, atunci fiecare lună o să organizăm ceva de genul, pe malul Mureșului, la Pădurea Rotundă și tot așa. În ce clasă ești? A treia. A treia? La ce școală? La Tonci. La Tonci, la școală, frumos. Și ai venit să faci curățenie în Reghin. Da. Bravo, cum te cheamă? Irinche. La ce m-am gândit? Cum acasă ne place să trăim în curățenie, atunci trebuie să avem grijă și de mediul înconjurător. Pentru că din inconștiența și nepăsarea altora, putem să distrugem natura și chiar și pământul. Sunt prea multe deșeuri. Și după părerea mea, noi venim cu plăcere să facem curățenie, dar cu mare regret trebuie să spun că peste 2 luni, așa intuiesc eu, că s-ar putea să fie la loc. Să fim optimiști, să sperăm că acțiunea va fi de bun augur și exemplul celorlalți care vor veni în mediu să întrețină și să se bucure de natură. Aici, la marginea pănurii, adun gunoi. Gunoaie? De unde ai știut de acțiunea asta? Ai venit împreună cu părinții? Cu mami am venit. Da? Cât crezi că este de important să păstrăm curat natura și aici, uite, pădurea asta noastră, pădurea de Dradului? Foarte, foarte, foarte. Vii cu părinții aici, ieșiți în natură. Da. Da? Îți place, da, în natură? Da. În ce clasă ești? A doua. Cum te numești? Levi. Levi. La ce școală ești, Levi? La Floria Bogdan.
În urma celor 2 ore și jumătate cât au fost prezenți la marginea pădurii Dedradului, cei peste 30 de voluntari au colectat 3 remorci de gunoaie. Acțiunea lor a fost sprijinită de administrația locală din Batoș și de REAGCL Reghin. Întreaga Europa a fost luni 9 mai în sărbătoare, aceasta cu ocazia Zilei Europei, marcată anual de Uniunea Europeană. Cunoscută și ca Ziua Schuman, celebrează declarația istorică a ministrului de externe francez Robert Schuman. Prin această declarație s-a propus unirea industriilor de oțel și cărbuni a Franței, Germaniei de Vest și altor state, ducând la crearea comunității europene a cărbunelui și oțelului. 9 mai este marcată în diferite forme în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și în țările din jur, cum ar fi Turcia. Pe continentul european, Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Sunt 2 date pentru sărbătorirea acestei zile, 5 mai pentru Consiliul Europei și 9 mai pentru Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană, această zi este de asemenea cunoscută ca Ziua Schuman, comemorând declarația istorică a ministrului de externe francez Robert Schuman. Ziua Consiliului Europei reflectă propria înființare în 1949, în timp ce Uniunea Europeană celebrează data propunerii înființării CECO în 1950. Ziua Europei este unul dintre simbolurile europene menite să promoveze unitatea în rândul europenilor. Consiliul Europei a fost fondat la 5 mai 1949 și astfel în 1964 a ales această dată pentru a celebra propria înființare. În 1985, comunitățile europene, care mai târziu au devenit Uniunea Europeană, au adoptat drapelul Europei, folosit de Consiliul Europei până atunci ca simbol propriu al comunităților. Cu toate acestea, liderii comunităților au decis să stabilească Ziua Europei la 9 mai 1950, în comemorarea declarației Schuman. Prin această declarație, Robert Schuman a propus unirea industriilor de oțel și cărbuni a Franței, Germaniei de Vest și altor state, ducând la crearea comunității europene a cărbunelui și oțelului, acest eveniment fiind considerat un moment fundamental în istoria Europei. Tratatul de la Lisabona, care a înlocuit Constituția Europeană, are o declarație a 16 membri care susțin simbolurile europene. Parlamentul European a recunoscut ziua de 9 mai ca sărbătoare oficială în octombrie 2008. 9 mai este celebrată în diferite forme în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene și în țările din jur, cum ar fi Turcia. Elevii reghineni de clasele 7-12 s-au implicat la unison în proiectul educativ Stop Bullying, inițiat și demarat de Consiliul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, în colaborare cu cel din Cluj. Cu alte cuvinte, o acțiune menită să învețe pe elevi cum să facă față terorizării sau intimidării de care au parte din partea colegilor. Proiectul a constat în 3 etape, culminând cu un film de lung metraj realizat de elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga. Proiecția lui a avut loc luni 9 mai la Casa de Cultură George Enescu. Pe hol au fost expuse lucrări și planșe ce au reliefat mesajul stopării fenomenului de bullying. Avem detalii imediat în jurnal, acum însă mergem la redacția Sport, unde ne așteaptă Marcela German. Bun găsit! Astăzi la știrile din sport vă spun că micii karatiști reghineni au obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz la Cupa Master pe care au găzduit-o sâmbătă. Avântul Reghin s-a descătușat și a înscris de 5 ori în deplasarea de la Sănătatea Cluj, scor final 2-5. Comitetul Executiv de Urgență al LPF a reprogramat partida dintre ASEA Târgu Mureș și Steaua pentru marți 10 mai de la ora 20:30. Dar cu detalii vă aștept la jurnalul de sport. Casa de Cultură a tineretului George Enescu din Reghin a găzduit luni 9 mai videoproiecția lungmetrajului Stop Bullying, un film de atenționare și de combatere a violenței verbale și a agresiunii fizice dintre elevi. Este vorba despre un proiect inițiat de Consiliul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, în colaborare cu cel din Cluj. Elevii claselor 7-12 de la toate școlile din municipiul Reghin au luat parte la acest proiect care spune stop fenomenului de bullying. Ce este bullying-ul, practic? Este acea acțiune de intimidare, de ironizare, de jignire, de excludere din grup, de poreclire a unei persoane care îi poate provoca daune extraordinare și de neimaginat în dezvoltarea stimei de sine, a emoțiilor. Eu l-aș traduce din punctul meu de vedere violență, hărțuire între colegi, între adolescenți
și trebuie să spunem stop, deoarece nu este bine ca acest fenomen să evolueze. Programul are ca și scop stoparea fenomenului și a fost îndeaproape coordonat de psihologul școlar al fiecărei unități de învățământ. E foarte important ca elevii de liceu să participe la astfel de proiecte, program educative, deoarece sunt primordiale formarea celor trăsături de personalitate, șlefuirea, șmeluirea lor, care totuși mai târziu le permit să devină adulți cu valori morale sănătoase. Consider că acest proiect e benefic. E foarte bine să arăți la lume ceea ce nu trebuie să faci și, dincolo de ceea ce arătăm că nu trebuie să facem, să le oferim și alternative. Adică, ce poți să faci în locul hărțuirii? Orice, numai să fie în beneficiul evoluției tale. Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei etape. Prima a vizat clasele a 7-a și a 8-a de la toate școlile din municipiul Reghin și cu toți copiii. A urmat etapa a doua, constând în chestionare și teste. Iar în ultima fază, elevii implicați au urmărit un film de lung metraj cu mesajul clar: Stop Bullying! Pentru că în etapa a doua am oferit niște informații teoretice suplimentare și s-au făcut și niște chestionare și niște teste, se presupunea a avea niște cunoștințe sau a avea habar la ce mă angajez dacă vreau să particip. După ce am derulat această a doua etapă a activității, acum ne aflăm la ultima fază a proiectului și anume la vizionarea unui film de lungmetraj unde participă elevii din municipiul Reghin care s-au implicat în acest proiect. Pe holul Casei de Cultură George Enescu au fost afișate și expuse mai multe lucrări și planșe cu imagini pregătite de copii, iar filmul a fost și el realizat în totalitate de elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga. Populația și străzile Reghinului, așa se numește noua carte pe care o va lansa istoricul Ioan Costean, datat de 10 mai 2016. Lucrarea de 200 de pagini prezintă străzile Reghinului încă de când erau 20 la număr și până în prezent. Totodată, volumul prezintă populația și etniile locului. Toți cei care doresc să ia parte la eveniment sunt invitați în data de 10 mai la ora 17 la Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin. Profesorul și istoricul Ioan Costea mai lasă o moștenire municipiului Reghin. Este vorba despre o nouă carte intitulată Populația și străzile Reghinului, a cărei lansare este programată pentru data de 10 mai 2016. Istoricul Ioan Costea o numește drept o carte a orașului, a reghinenilor, pentru că prezintă toate străzile și ulițele încă de când erau doar 20 la număr și până în prezent când sunt în jur de 158. În afară de acest titlu de carte, acolo se găsesc mai multe legate de Reghin și, fără ca să fiți prezenți, fără ca să nu o pipăiți, această carte își pierde din valoare, de aceea vă aștept să veniți la lansarea acestei cărți, unde bănuiesc că vor fi foarte multe personalități pe care, iată, le și cunoașteți dacă cumva nu le știți dinainte. Lucrarea prezintă Reghinul încă de când aici trăiau doar 25 de familii și până în prezent când în municipiu sunt 33.281 de locuitori. În începutul cărții sunt prezentate etniile de bază care s-au dezvoltat odată cu orașul. Istoricul o numește o carte a reghinenilor ce trebuie citită pentru a ne cunoaște istoria. Eu am scris numai despre Reghin, dar și colateral, asta este cartea Reghinului. Fără această carte în bibliotecă, unde fiecare își caută strada și își amintește de ea, nu este posibil. Este cartea a noastră, nu este un roman, nu este poezie, nu este altceva, este o carte de document sau o carte document pentru fiecare reghinian și de aceea trebuie cunoscută. Volumul Populația și străzile Reghinului are 200 de pagini. Lucrarea prezintă o copertă în limba română, dar și una în limbile germană și maghiară. Iubitorii de istorie, dar și cei care doresc să știe mai multe despre strada pe care locuiesc, sunt așteptați marți, 10 mai, ora 17, la Biblioteca Municipală Petru Maior. Ultima mea carte, care vrea să fie cunoscută marți, 10 mai,
la ora 17 la Biblioteca Orășenească, unde vă chem să veniți să vedeți cum arată Cartea Reginului, o carte a fiecăruia dintre reghineni, pentru că ea tratează populația, evoluția populației de la începuturi până astăzi și evoluția străzilor de la câteva străzi până la 158 de străzi cât sunt acum. Fiecare stradă își are istoria ei prezentată, cele care au istorie, cele care sunt mai târzii sunt totuși notate acolo în poziția în care se poate orienta oricine pentru strada pe care o caută. Cântece religioase, dar și folclorice. Acestea vor putea fi auzite marți 10 mai, începând cu ora 18, pe scena Casei de Cultură Eugen Nicoară din Reghin, când va avea loc concertul coral E Dalbă Primăvară. Momentele muzicale vor fi susținute de corala Marisiensis, a Departamentului de Muzică din cadrul Facultății de Arte în Limba Română a Universității de Arte din Târgu Mureș, dirijată de reghineanca doctorant Ana Maria Niculescu, dar și corala bărbătească Gheorghe Șoima, a protopopiatului Mediaș, a cărei dirijor este profesorul Ovidiu Moldovan. Intrarea la eveniment este liberă. Universitatea de Arte din Târgu Mureș, în colaborare cu Casa de Cultură Eugen Nicoară din Reghin, organizează pentru marți 10 mai un concert inedit de coruri. E Dalbă Primăvara va aduce în municipiul nostru corala Marisiensis a Departamentului de Muzică din cadrul Facultății de Arte în Limba Română a Universității de Arte din Târgu Mureș, dirijată de doctorant Ana Maria Niculescu, la pian conferențiar doctor universitar Carmen Mihăiescu. Totodată va urca pe scena Casei de Cultură și corala bărbătească Gheorghe Șoima, a protopopiatului Mediaș, a cărei dirijor este profesorul Ovidiu Moldovan. Este vorba despre un concert coral. Un concert coral care va avea loc pe scena Casei de Cultură, începând cu orele 18. Intrarea este liberă, așteptăm public cât mai numeros, iubitorii genului coral, sper să fie prezenți la acest recital. E un eveniment deosebit pentru viața culturală reghineană. Concertul va fi susținut de corul Facultății de Muzică din cadrul Institutului de Arte din Târgu Mureș și o partea a doua va fi corul protopopiatului din Mediaș. Programul este unul variat, dar face referire și la perioada sărbătorilor pascale încheiate recent. Totodată, publicul va putea asculta și cântece folclorice. Programul coral este alcătuit din lucrări de gen, lucrări cu caracter religios, pentru că suntem încă în, imediat după sărbătorile pascale, și lucrări folclorice. Reghinenii iubitorii de muzică sunt invitați așadar marți 10 mai ora 18 la concert coral. Un alt motiv pentru care un asemenea eveniment nu ar trebui ratat este acela că pe scenă vor fi prezenți și reghineni. Intrarea este liberă. Sper, așa cum spuneam, ca lumea să vină în număr cât mai mare, intrarea este liberă și de ce nu, poate și din patriotism local, pentru că în corul Facultății de Muzică avem două studente care sunt colaboratoare ale Casei Municipale de Cultură Eugen Nicoară. Ele au cântat muzică populară. Este vorba de Simona Friciu și Maria Grama. Și dirijoarea corului este domnișoara profesoară Ana Niculescu, la fel o reghineancă de-a noastră. Un grup de experți ai unei organizații non-guvernamentale din Republica Cehă, Arnica, au vizitat orașul nostru. Ei au adus în fața cetățenilor un caz similar cu fabrica de clei din Reghin, arătând că există soluții de reducere a noxelor fără a afecta dezvoltarea industrială a zonei. Întâlnirea a avut loc sâmbătă, 7 mai, la Casa de Cultură George Enescu. Sâmbătă 7 mai, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a avut ca oaspeți un grup de experți din Republica Cehă, ce a adus în fața reghinenilor un caz similar fabricii de clei din orașul nostru. Ei au relatat că, în funcție de riscul existent, se poate dezvolta un plan de acțiune de mediu social care să reducă emisiile de noxe, așa cum s-a întâmplat și cu fabrica Cronoșpan. First of all, I would like to say a few words about Arnica. Prima dată o să vă spun câteva lucruri despre Arnica. Then a few some words about the general things of public participation according to some European tools. It would be helpful for you. O să vă prezint câteva instrumente prin care publicul poate participa în luarea deciziilor.
And last thing, I would like to say some words about formaldehyde and its health effects and things about limits and things like this. Iar apoi o să vă prezint câteva lucruri despre formaldehidă, despre limite, efectele formaldehidei. La fel ca și inițiativa civică Reghin, Arnica este o organizație non-guvernamentală din Republica Cehă cu sediul în Praga, cele două având un scop comun și anume reducerea noxelor emise de fabrici. Această organizație are ca obiectiv 3 programe. Primul se referă la substanțele toxice și deșeuri, cel de-al doilea vizează un centru pentru suportul cetățenilor, iar ultimul privind conservarea naturii. Una dintre primele substanțe chimice des folosite în industrie este formaldehida. Ea se folosește pentru obținerea rășinilor în fabricarea plăcilor de lemn, a mobilei, a echipamentelor sportive, a medicamentelor, a alimentelor, a încălțămintei, a hârtiei, a produselor textile, dar intră și în fabricarea unor componente pentru autovehicule. Au marcat Ziua Mondială a Dansului Popular. Vineri, 6 mai, în piațeta din cartierul Libertății, zeci de oameni s-au strâns pentru a marca evenimentul printr-un flash mob. Acțiunea a fost deschisă de către ansamblul Stejarelul, urmat de toți cei curajoși care au intrat în horă. Acompaniați de sunetul viorilor, acordeonului și al vocii, dansatorii profesioniști, ori amatori, au emanat în jurul lor doar voie bună. Ziua Mondială a Dansului Popular. Acest eveniment a fost marcat vineri 6 mai la Reghin, în piațeta din cartierul Libertății, când mai multe ansambluri de dansuri populare din Reghin și din zonă s-au unit într-un flash mob de zile mari. Tot în cadrul evenimentului s-a cântat la acordeon, vioară și alte instrumente, dar și la voce. După reprezentațiile ansamblurilor, zeci de oameni prezenți în piațeta s-au prins de mâini într-o horă cu multă voie bună și, bineînțeles, dans popular. Aici e o mare sărbătoare, astăzi am fost invitați cu mare drag să prezentăm un scurt program live, pentru care vreau să menționez faptul că e foarte greu, noi suntem învățați cu înregistrări și jocuri populare diferite, totuși sper să ne prezentăm la înălțime. Am pregătit o suită de dansuri de pe Valea Mureșului, un joc popular câmpenesc, jocul fetelor, dar totul e la acordeon și o sârbă oltenească. Donează sânge, fie rău. Și anul acesta, studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș au reluat campania națională de donare de sânge în perioada 9-13 mai. Datorită mobilizării studenților, an de an numărul donatorilor a crescut simțitor, a declarat Marinela Lazar, purtător de cuvânt al Centrului de Transfuzii Târgu Mureș. Cei interesați să doneze sunt așteptați la Centrul Târgu Mureșan în intervalul orar 8-12. An de an, luna mai este destinată campaniei naționale de promovare a donării de sânge, organizată și derulată de studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Potrivit purtătorului de cuvânt al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Mureș, Marinela Lazar, ei sunt motorul în toate marile centre medicale din țară și asta pentru că ei sunt mai apropiați de cei care au nevoie de acest sânge și de componentele sanguine, înțelegând cel mai bine nevoia de a avea cât mai mulți donatori. Anul acesta, campania are sloganul Donează sânge, fie rău. Studenții mediciniști astăzi s-au împrăștiat prin tot orașul și împart materiale informative
și intenționează să convingă și pe alții, nu numai colegii lor, să-i aducă la centru de donare, să facă un gest mic pentru foarte mulți bolnavi care au nevoie de atașamentul nostru, care au nevoie de înțelegerea noastră și de solidaritatea noastră. Donarea de sânge este un gest de solidaritate simplu și generos, care permite ca în fiecare an milioane de bolnavi să primească o șansă la sănătate și la viață. Datorită mobilizării studenților, conform graficelor, luna mai a însemnat o creștere însemnată a numărului de donatori. Anul acesta, campania se derulează sub egida Donează sânge, fii erou. În ultimii ani, Liga Studenților de la Medicină s-a reorganizat, au venit elemente noi și fiecare a încercat să-și lase amprenta asupra acestei activități. Cei de anul trecut au dorit să vină în apropierea studenților și timp de 2 zile au organizat campania de donare de sânge în fața rectoratului UMF cu centrul mobil de donare. Săptămâna aceasta ei vor fi aici la noi la centru, în fiecare zi vor veni și vor dona sânge. Înainte de donare, este recomandat să luați un mic dejun ușor, fără grăsimi, să fiți foarte bine hidratat, să nu consumați înainte cu 24 de ore băuturi alcoolice și să nu practicați activități obositoare. Cei interesați să doneze sunt așteptați la centrul de transfuzie din Târgu Mureș, situat lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, în intervalul orar 8-12. Județul Mureș se poate lăuda cu mențiune la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică. Rezultatul a fost obținut de regineanca Sorina Buzila. Eleva de clasa 5-a de la școala gimnazială Florea Bogdan a fost la prima sa olimpiadă. S-a pregătit cu profesoara Maria Halați și, după experiența de anul acesta, abia așteaptă olimpiada următoare. La anul s-ar putea ca reginul să găzduiască etapa națională a concursurilor de educație tehnologică. Vorbim pe larg despre toate acestea imediat în jurnal, după ce facem o oprire la redacția Meteo, pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Marți vom avea parte de ploi în mare parte a zilei. Mercurul din termometre urcă în reghin până la valoarea de 15 grade, iar în Târgu Mureș va ajunge până la 14. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. A obținut mențiune la prima sa olimpiadă națională. Este performanța pe care a realizat-o eleva Sorina Buzila de la școala gimnazială Florea Bogdan din Reghin. Învață în clasa 5-a și a luat parte la finala pe țară a concursului de educație tehnologică, după ce a fost descoperită și pregătită de profesoara Maria Halați. Aceasta a condus de altfel delegația județului Mureș la olimpiada care a avut loc la Iași. Județul Mureș s-a descurcat destul de bine, aducând 2 diplome. Cea mai importantă, normal, este diploma elevei Buzila Sorina, adică eleva mea, mențiunea 1, locul 4. Să știți că înseamnă foarte mult un asemenea rezultat. Județul Mureș nu a avut decât foarte puține astfel de rezultate din 2001, de când are loc olimpiada la educație tehnologică. Pentru mine a fost o experiență frumoasă și mi s-a părut destul de ușor. La proba teoretică am avut, ca de obicei, răspunsuri tip grilă de dat, să răspundem cu adevărat sau fals, răspunsuri scurte și spre final de făcut un plan de casă. Cum ți s-a părut? Foarte ușor și proba practică mi s-a părut foarte frumoasă, cu ideea de coșuleț și casa în zona verde, și eu zic că m-am descurcat bine pentru prima mea olimpiadă națională. Este o fată foarte ambițioasă, mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu ea. Orice îi spuneam să facă, avea o ambiție foarte, foarte mare. Finalele olimpiadelor nu sunt niciodată lipsite de emoții, atât pentru elevi cât și pentru profesorilor. Organizatorii au însă grijă să le ofere mereu concurenților condiții bune de examinare, dar și momente plăcute de petrecerea timpului liber. Pot să mulțumesc organizatorilor municipiului Iași pentru această frumoasă etapă națională a olimpiadei. Au fost clipe de neuitat, clipe foarte frumoase, pot să spun un fel de excursie pentru noi. Într-adevăr, a fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult Muzeul Unirii
și mănăstirile de pe cele 7 coline. Cred că asta te ambiționează ca și în anii următori să ajungi până acolo la națională. Eu îmi doresc ca în fiecare an să particip la Olimpiada Națională de Educație Tehnologică. La anul s-ar putea ca județul Mureș și chiar Reghinul să găzduiască etapa națională a Olimpiadei de Educație Tehnologică. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul de sport, iar la final vom avea și datele meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Sâmbătă 7 mai la Reghin s-a desfășurat cea de-a 27-a ediție a Cupei Master Karate. Clubul reghinan de arte marțiale a primit confirmarea participării a peste 120 de sportivi de la 10 cluburi din țară, dintre care 12 din Reghin. Echipa de Reghin TV a surprins atmosfera competițională. Acum ne încălzim și ne suntem pregătiți. Da? Da. La ce categorii participați? 10-11 ani plus 40 de kilograme. Da? 8-9 și 35 de kilograme, minus 35 de kilograme. Așa este amicul. Spune, la ce categorie particip? 67. Minus 25. Ce înseamnă minus 25? Minus 25 de kilograme. Da? Da. E vorba de limite, de... Da, limitele, da, de kilograme. Și vârsta, da. Aveți, sunteți nerăbdători? Da. Da. Sunt pe performanță? Da. Da. Vă urăm succes și să lasem multe medalii. Mulțumim. Da? Mulțumim. A fost vorba despre o competiție de pregătire înaintea campionatului național, care va avea loc săptămâna viitoare la Satu Mare. Organizatorii au gândit totul în detaliu pentru a asigura concurenților cele mai bune condiții și premii pe măsură. Câștigătorii Cupei Master Karate Reghin au fost recompensați cu medalii, cupe și diplome. Karatiștii lui Boga au obținut 4 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Deci este o competiție foarte bună, avem în jur de 120 de sportivi, înscriți copii, deci doar copii până la vârsta de 14 ani. Sper că sportivii reghinezi să se ridice la cele mai mari performanțe ca și în alți ani. Pentru copii e deosebită în dezvoltarea lor a personalității și a mentalului și a fizicului lor practicarea un astfel de sport? Da, deci pentru ei ajută foarte mult. Deci eu vorbesc în prisma sportivilor mei de la clubul meu, învață foarte bine la școală și în afară de învățătură fac și sport de performanță, majoritatea dintre ei. S-au reunit 120 de sportivi din 10 cluburi. Din păcate sunt mai puțin decât în anii precedenți, pentru că a existat în calendarul competițional o aglomerare a competițiilor de nivel național, campionate naționale, și atunci evident că n-a existat posibilitatea financiară din partea cluburilor să participe ca și în anii trecuți în număr mult mai mare. Dar este o ediție foarte bună din punct de vedere tehnic, așa cum ne-am obișnuit, iar clubul orașului dumneavoastră generează ca întotdeauna sportiv foarte bun. Având în vedere că această competiție este o tradiție, nivelul este foarte ridicat, avem copii atât reghineni cât și din țară foarte valoroși și să sperăm că de la an la an vor fi cât mai mulți sportivi. Președintele Comisiei Naționale de Karate Shotokan Escu și director sportiv în cadrul Federației Române de Karate Adrian Ghinea a fost prezent la Reghin și cu scopul de a urmări evoluția sportivilor. Copiii sunt monitorizați și selecționați pentru loturile naționale. 2 sportive din Reghin sunt luate deja în vizor de federație. Deja avem în vedere 2 sportive mici de vârstă, Boga Delia și Irina, nu mai țin minte exact numele de familie, dar ele sunt împreună, le știm de foarte mult timp, le monitorizăm și sperăm să ajungă la nivel de lot național de cadeți care, când vor împlini vârsta respectivă de 14 ani, să le luăm la loturile naționale de cadeți și juniori. Federația Română este interesată de generația tânără și asta pentru ca peste 4 ani să se prezinte la Olimpiadă cu un lot puternic. Asta dacă se va vota în vara acestui an la Rio de Janeiro introducerea din 2020 a karateului ca sport olimpic.
Avântul Răghin s-a descătușat și a înscris de 5 ori în deplasare la Cluj-Napoca. Confruntarea cu Sănătatea de vineri după amiaza, contând pentru etapa 23-a Ligii a 3-a, s-a încheiat cu scor de 2-5. Pentru Răghineni au înscris Deji Lorand, Adrian Murar, Cristi Merdariu, Paul Colțea de 2 ori. Următoarea confruntare a elevilor lui Vili Stoica este derbiul județean cu CS Iernut. Avântul Răghin a învins categoric Sănătatea Cluj cu 5-2 în etapa 23-a din seria 5-a Ligii a 3-a. Jucătorii lui Vili Stoica au înscris câte un gol în primele 5 minute ale fiecarei părți a meciului. În a doua repriză, apoi s-au descătușat. Reușitele au aparținut lui Deji Lorand, Adrian Murar, Cristi Merdariu, Paul Colțea de 2 ori. Un meci frumos, spectaculos, cu multe goluri. În sfârșit am reușit să marcăm, da, și mă bucur acest lucru. Un meci care l-am controlat de la început și până la sfârșit. Eu spun că nu s-a pus niciodată problema învingătoare. A fost echipa mai bună, echipa mai valoroasă, mai determinată și asta se vede și în rezultatul final. Fructificarea ocaziilor a fost capitolul la care Avântul a suferit în ultimele etape. Șansele au fost însă valorificate de această dată la Cluj-Napoca. În sfârșit am reușit să marcăm ocaziile pe care le-am avut. Puteam să mai marcăm, am mai avut câteva situații bune de a marca. Da, se pare că s-a întâmplat ceva, o descătușare și lucrul ăsta mă bucură. Sper să continuăm la fel. Cu această victorie, Avântul totalizează 49 de puncte, după 15 reușite și câte 4 egaluri și 4 înfrângeri. Are însă al doilea cel mai bun atac al seriei, cu 47 de goluri în actuala ediție de campionat. Următoarea confruntare a elevilor lui Vili Stoica este derbiul județean cu CS Iernut. Tragedia din Ștefan cel Mare, în care mijlocașul dinamovist Patrick Ekeng și-a pierdut viața, a adus modificări în programul de desfășurare a etapei din play-off, dar și în play-out. Comitetul executiv de urgență al LPF a reprogramat partida dintre ASEA Târgu Mureș și Steaua, care trebuia să aibă loc duminică, pentru marți, 10 mai, de la ora 20:30. Tragedia de vineri de pe stadionul Ștefan cel Mare, în care mijlocașul dinamovist Patrick Ekeng și-a pierdut viața, a adus modificări în programul de desfășurare a etapei din play-off, respectiv play-out. Comitetul executiv de urgență al LPF a reprogramat partida dintre ASEA Târgu Mureș și Steaua pentru marți 10 mai de la ora 20:30. Inițial, partida dintre cele două echipe a fost stabilită pentru duminică 8 mai, ora 21. Fotbalul din România este în doliu după moartea mijlocașului camerunez Patrick Ekeng de la Dinamo. Meciul dintre ASEA și Steaua pare la prima vedere fără miză, atât ASEA cât și Steaua neputând urca în clasament, locurile 6 și 2 fiind cele finale. Cum ultima impresie contează, atât echipa gazdă cât și oaspeții vor încerca să încheie sezonul cu o victorie pentru a mai atenua din impresia lăsată în ultimele partide din play-off. George Ciorceri, antrenorul ASEA Târgu Mureș, a declarat: acum au revenit jucătorii suspendați pentru meciul cu Viitorul și 1-2 dintre cei accidentați. Eu sper să putem pune în teren o echipă competitivă și să terminăm cu fruntea sus acest campionat. Le spuneam băieților că în viața unei echipe se mai întâmplă astfel de momente cum au fost la noi, dar de fiecare dată fotbalistul și echipa sunt tot atât de buni cât ultimul lor rezultat. De aceea, cu un rezultat pozitiv cu Steaua, putem să mai ștergem din impresia neplăcută pe care am lăsat-o în ultima perioadă. Gabriel Mureșan, capitanul ASEA Târgu Mureș, a declarat: ne așteaptă un meci foarte dificil. Eu cred că suntem pregătiți și ar trebui să fim pregătiți să mai spălăm din rușinea pe care am acumulat-o în etapele trecute. Ne dorim să facem un joc bun și un rezultat pozitiv. Partida ASEA-Steaua se joacă marți, 10 mai, de la ora 20:30 pe Transil. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Ziua de marți vine cu un cer predominant noros și vreme mohorâtă. Termometrele vor indica valoarea de 15 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș vor fi 14 grade. Pentru Ludu și Iernu sunt estimate 17 grade. 16 vor fi în Sighișoara, 15 la Batoș, 13 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 12 grade.
Potrivit datelor anunțate de meteorologi, și în afara județului nostru, cerul se menține noros, iar precipitațiile vor fi prezente. În Brașov sunt prognozate 12 grade. 14 vor fi în Bistrița, 16 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca vor fi 17 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 17 grade Celsius, iar în București temperatura maximă va fi de 19 grade. Marți noaptea, cerul va fi lipsit de nori. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 4 grade, iar în Târgu Mureș 5. Pe parcursul zilei de miercuri, soarele își va face apariția pe cer. Astfel, în Reghin, maxima va fi de 19 grade, iar în Târgu Mureș sunt anunțate 20. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!